meci ca titular al lui Ionuț Poiană la reprezentativa de juniori Under 15. Până acum Durbuzoancă și Jalbă au fost titularii folosiți de Răduciuiu în poartă, încă o acțiune și un 1-2 frumos între... Inalcea frumos, scoate înapoi, șut, gol! Gol egalează Robert Grecu după o acțiune senzațională a lui Vlăduț Mihalcea, jucătorului FC Brașov. Al treilea gol marcat de Robert Grecu pentru selecționata de juniori Under 15 pregătită de Florin Răduciuiu. Așadar, așa cum spuneam, tricolorii pregătiți de Florin Răduciuiu nu renunță niciodată și atunci când sunt conduși. Excelent, s-a descurcat Mihalcea, a scos această pasă înapoi în zona liberă pentru că era o concentrare foarte mare de fotbaliști în fața porții. O egalare meritată